nominalizezi persoane care ție ți-au influențat viața. Dacă mi-ai pus întrebarea asta, o să mă duc direct în familie, că n-am cum altfel. Pentru mine e foarte importantă familia. Ei sunt baza ta, ei te cresc de când ești mic și ei te învață cum să faci față tuturor problemelor. Doamna Stella Popescu. Ce fel te-a influențat doamna Stella Popescu? Am reușit să fac, să particip la niște cursuri cu doamna Stella Popescu de actorie când eram mai mică, într-o școală particulară de actorie și am petrecut câteva ore bune pe zi cu ea timp de vreo 3 luni și credem că naturalețea ei și lejeritatea cu care discuta niște subiecte destul de sensibile m-a impresionat foarte tare. Pe partea artistică, dacă asta e important, acum foarte tare m-a influențat Mihai Constantinescu prin contribuția pe care a adus-o vieții mele în general și faptului că și-a dorit, a găsit, mi s-a părut lui că e acolo ceva talent și că merită susținut. Ruxandra Ion, fără discuții, cea care a crezut în mine când am început serialele și l-aș mai numi acum și pe soțul meu, care este sursa mea infinită de... Energie? Nu neapărat de energie, de încredere. Cea mai importantă persoană care a pus cărămizi la viața mea e mama. Punct. Deci mama mea a fost un pic mai mult decât doar o mamă. A fost în primul rând un model, un reper și un om care efectiv mi-a transformat și schimbat viața în bine. Unul din oamenii de la care am învățat foarte multe lucruri și care a fost și rămâne un reper pentru mine, care a scris cartea, care pentru mine este cartea mea de căpătâi după Biblie, deși nici Biblia, sincer, n-am citit-o toată, dar cartea asta am citit-o de vreo 20 de ori. Este Petru Creția, care a fost cel mai bun prieten al lui tata. Din păcate, foarte puțină lume mai știe cine este Petru Creția. Din punctul meu de vedere, a fost cea mai luminată minte a secolului 20 din România. Cel mai mare erudit pe care eu l-am întâlnit și fiind în casă des la noi, am învățat foarte multe lucruri de la el. Una dintre persoanele care pe mine m-a ajutat, ce este un lucru care nu se știe neapărat, a fost Mădălina Manole, datorită faptului că eu am câștigat un premiu la un concurs organizat de ea și faptul că ea m-a încurajat foarte mult. După ce mi-am mânat premiul, a fost unul dintre oamenii care au rămas în sufletul meu. Povestea ei a fost una tristă, o cunoaște toată lumea, dar indubitabil când aveam 8-9-10 ani a fost idolul vieții mele. Ulterior vorbim despre nume ca Celine Dion, vorbim despre Michael Jackson, vorbim despre foarte multe personalități cărora le-am citit poveștile și de la care am încercat să învăț admirându-i lucruri frumoase, aș spune eu, pe care ulterior să le pot pune în practică. Tatăl meu e persoana care mi-a influențat sau prima persoană care mi-a influențat viața cel mai mult, atât ca om, cât și din punct de vedere al carierei. Copiii, pentru că în momentul în care au apărut copiii, toate lucrurile, toată viața s-a schimbat. Bine, s-a întors cu sus în jos, în primă fază, după care a început să se schimbe în sensul bun al cuvântului. Persoane care mi-au influențat viața este mama mea. Toată lumea zice de mamă. E clar că dacă mama nu ne năștea, nu existam, dar vreau să știu în ce fel ți-a influențat mama ta viața. Bineînțeles, sunt bine. De fiecare dată, la orice greșeală de-a mea, mi-atrage atenția și mă sună și zice: n-a fost bine, n-ai făcut bine, de ce ai făcut așa? Mama e mama până la urmă. Și dacă ar fi să nominalizezi pe cineva din afara familiei, să zicem, un prieten, o persoană, cineva care a pus o cărămidă la parcursul tău și știi sigur că acel om te-a influențat cu adevărat și ți-a influențat parcursul. Un profesor, un prieten. Da, asta este vorba despre un prieten de-al meu foarte bun, care întotdeauna este lângă mine și întotdeauna mă învață foarte multe lucruri bune, am ce să învăț de la el și chiar am legat o prietenie foarte frumoasă. Cum îl cheamă prietenul ăsta? Andrei. Andrei. Andrei i-a influențat viața, Andreei. Da, Andrei și Andreea. Nu e persoană publică, da? Nu. Că altfel ne ziceai direct. Nu este persoană publică.